Salut, excelențelor! Eu sunt Dinu, mă bucur că ai revenit pe canalul Controvers TV. Astăzi vreau să-ți vorbesc despre comunicare și mai exact despre acea parte a comunicării care se ocupă cu persoasiunea, cu influențarea, cu manipularea, cum se numește popular. Manipularea este folosită atât în televiziune, cât și în comerț și publicitate, dar mai ales în zona politică și presupune ca să reușești să îi faci pe ceilalți să te placă și astfel să acționeze în conformitate cu ceea ce tu îți dorești de la ei, să determină schimbare în atitudinea și în comportamentul lor. Există multe principii ale persoasiunii și ale manipulării, unele sunt studiate de zeci de ani de către psihologi și neurocercetători, altele sunt studiate de către oamenii din publicitate. Pionier în acest sens este unul dintre nepoții lui Freud, pe numele lui Edward Bernays, care a orchestrat câteva campanii de persoasiune excepțional de inteligente în America. Însă astăzi vom vorbi despre cele mai populare 7 dintre ele. Trebuie să știi că persoasiunea are la bază principiile programării neurolingvistice sau NLP, cum mi se mai spune, prin care alți oameni pot fi stimulați în funcție de atitudinea ta și de anumite cuvinte pe care tu le folosești sau de anumite strategii să își schimbe comportamentul în funcție de cum îți dorești tu. Înainte să trec la principiile de persoasiune, însă e important să știi că în persoasiune, în manipulare, cel mai important lucru este atitudinea ta. Modul în care tu te prezinți atunci când comunici cu cel din fața ta. Pentru asta trebuie să știi că cel mai important principiu este privirea. Întotdeauna când vorbești cu un om, trebuie să-l privești în ochi, direct în ochii lui. Dacă te simți inconfortabil să faci acest lucru, caută să formezi un triunghi al feței care începe de aici, de la sprâncene, până la buze și să privești omul întotdeauna aici, în acest punct. În momentul în care faci asta, fii foarte atent la reacția partenerului tău de conversație, pentru că majoritatea oamenilor nu sunt obișnuiți să fie priviți în ochi, se simt cumva stânjeniți la început. Se consideră că dacă o persoană îți susține privirea ochi în ochi mai mult de 5 secunde, fie are o atracție sexuală față de tine, fie o atracție de ordin emoțional, te place, fie o pornit agresive. Este foarte important ca atunci când comunici cu oamenii să-i privești ochi în ochi, pentru că asta transmite siguranță de sine, încredere în sine și mesajul că ești o persoană autentică, dar de asemenea dacă simți că nu poți privi persoana direct în ochi, niciodată nu te uita în jos sau în sus în timpul unei conversații. Caută întotdeauna, dacă îți muți privirea din ochii celuilalt, să te uiți în stânga sau în dreapta, în lateral. Dacă te uiți în jos, vei transmite mesajul că ești submisiv, că ești intimidat de persoana din fața ta, iar dacă te uiți în sus, vei transmite un mesaj de aroganță, care cu siguranță nu te va ajuta pentru ca să determini o reacție pozitivă în celălalt. De asemenea, atunci când comunici cu un om care îți povestește ceva, caută să-i susții cât mai mult privirea și să adopți o mimică a feței empatică. Asta înseamnă că dacă omul îți vorbește despre ceva plăcut, amuzant, interesant, adoptă un zâmbet. Iar dacă omul îți vorbește despre ceva trist, încearcă să ai o expresie a feței care să transmită compasiune sau indignare. Acum trec direct la cele 7 principii ale persoasiunii pe care este esențial să le știi și care sigur funcționează. O să încep prin a te persuada pe tine să dai un like la acest clip și un subscribe la canalul de YouTube Dinu Popescu pentru ca să nu pierzi următoarele clipuri foarte interesante pe care le voi posta. Principiul numărul 1 este să ceri cât mai mult, să formulezi cereri exagerate. Atunci când ai nevoie de ceva de la altcineva, să spunem de o sumă de bani împrumut, să presupunem că ai nevoie de 100 de lei de la un prieten. În loc să-i ceri 100 de lei, îți maximizezi șansele ca să primești această sumă dacă îi ceri 1000 de lei. Alo? Ce faci, mă? Bă, uite, bine, am și eu nevoie de ceva de la tine, poți să te rog mult să mă ajut cu ceva? Fii atent, am și eu nevoie de 1 milion de euro până mâine, haide repede, urgent, poți să-mi trăiți 1 milion de euro? Ce, mă? N-ai 1 milion de euro? Bă, cât de sărac ești, bă, săracule! Auzi, dar măcar 100 de lei poți să-mi dai? Bine, hai, știam eu că mă pot baza pe tine. Hai, mi-i trimiți în cont, da? Te pup, noroc, pa. De ce funcționează acest principiu? Păi, foarte simplu, pentru că atunci când îi ceri unui om mult mai mult decât tu ai nevoie, el probabil te va refuza, pentru că fie nu dispune de posibilitățile de a te ajuta în felul acesta, fie nu are încredere neapărat că ești o persoană care îi va returna favorul. În momentul în care tu ceri mult mai mult, persoana se va simți vinovată că te-a refuzat prima oară și apoi când vei formula a doua cerere, care este sigur și mai diminuată, adică mult mai convenabilă și mult mai decentă, omul respectiv se va simți vinovat pentru că te-a refuzat prima oară și coroborând asta cu faptul că a doua cerere este mult mai mică decât prima, le va pune în balanță și îi va fi destul de greu să te refuze. Acest lucru a fost
fost testat de mai multe ori de către profesorul Robel Cialdini, unul dintre pionierii studiilor în materie de manipulare, care a scris și cartea asta excepțional de bună pe care ți-o recomand să o citești, în care a cerut unor oameni să se înscrie ca voluntari pentru ca să însoțească un grup de copii într-o excursie cu școala la grădina zoologică. Majoritatea au refuzat, au spus, n-avem timp, apoi le-a cerut altor oameni ca să se înscrie ca voluntari timp de 2 ore pe săptămână, timp de minim un an de zile, ca să facă anumite activități. Oamenii evident că au refuzat pentru că au zis 2 ore pe săptămână, un an de zile, wow, foarte mult. Iar apoi le-a spus, ok, dar măcar o zi puteți să veniți cu copiii la grădina zoologică, puteți să vă înscrieți voluntari pentru asta, să însoțiți un grup de copii. Oamenii, într-un procent mult mai mare atunci, au spus, da, facem asta, pentru că cererea li s-a părut mult mai rentabilă și mult mai sustenabilă. Astfel că atunci când, data viitoare, când mai ai nevoie de ceva de la cineva, prima oară gândește-te cum să exagerezi cât mai mult această cerere. De exemplu, dacă vrei să-ți împrumute un prieten mașina lui pentru o zi, cere-i să-ți împrumute pentru o săptămână și apoi revină cu cererea mult diminuată și ai mult mai multe șanse să ai succes. Principiul numărul 2 se numește oglindirea și practic spune că atunci când discuți cu o persoană, dacă vrei ca ea să te placă și să fie susceptibilă la a prelua din dorințele pe care tu le ai la nivel comportamental din partea ei, să oglindești gesturile persoanei respective. Practic, dacă ai o discuție cu un prieten care stă picior peste picior, cu piciorul drept pus peste piciorul stâng, tu așează-te invers. Sau dacă prietenul tău stă așa în cadrul discuției, tu poți să te așezi așa. De asemenea, dacă omul din fața ta observă că are anumite tipuri verbale sau fizice legate de comportament sau de gesturi, este benefic să încerci discret să preiei din el în cadrul conversației pentru ca să-i vorbești omului pe limba lui. De ce se întâmplă asta? Pentru că, evident, nouă ne plac oamenii care ne seamănă, iar similaritățile sunt percepute la nivel subconștient, nu la nivel conștient. Practic, atunci când observ că un om cu care discut are aceleași ticuri la nivel de gesturi sau verbale ca și mine, mi se pare că omul respectiv îmi seamănă la nivel subconștient, repet, deci automat îl percep ca fiind un om de încredere. De aceea este benefic să cauți discret să oglindești cât mai multe dintre gesturile persoanei din fața ta. Asta funcționează foarte bine și în seducție, atunci când îți dorești să atragi o persoană, însă e important să ai grijă ca oglindirile să fie subtile, pentru că altfel persoana le va percepe și va simți că îți bați joc de ea, ceea ce nu e ok. Principiul numărul 3 al manipulării, pe care sigur te-ai întâlnit și tu de multe ori, este cel al celor 3 de da. El este folosit foarte des în publicitate, poate ai auzit acele reclame enervante la teleshopping în care ești întrebat niște banalități, niște platitudini de tipul te-ai săturat să ai gândaci în casă? Da. Nu mai vrei să te trezești noaptea și să calci cu șlapii gândacii? Da. Ți-ai dorit să poți să scapi de gândaci? Da. Bine, atunci cumpăr acest insecticid minune. Sau te-ai săturat să se lipească clătitele de tigaie? Da. Te-ai săturat să petreci ore în șir spălând vasele? Da. Te-ai săturat să ți se ardă mâncarea? Da. Atunci cumpăr această tigaie minune. Cumva această strategie a fost implementată după numeroase studii efectuate de cercetători în domeniul limbajului și programării neurolingvistice, iar descoperirile lor au arătat că în momentul în care o persoană îți răspunde cu 3 de da la întrebări predefinite, corelate cu subiectul cererii tale, este mult mai probabil ca și a 4-a oară să-ți răspundă tot cu da, dintr-o obișnuință. Practic, dacă ai mers la cumpărături, poate ai văzut că sunt fetele acelea care stau pe lângă diverse raioane, cum ar fi la cu pastă de dinți și cu apă de gură, și vin la tine și te întreabă, hei, bună, ai un minut? Da. Te speli pe dinți? Da. Și te-ai spălat pe dinți în ultima lună? Da. Bun, păi și ce ai zice să încerci această nouă pastă de dinți minunată de la Colgate? Acest principiu funcționează destul de bine pentru că el se bazează pe faptul că ne place să fim consecvenți cu lucrurile pe care le spunem și cu alegerile noastre. În momentul în care îl stimulez pe cel din fața mea să-mi dea 3 răspunsuri cu da, al 4-lea răspuns, care reprezintă de fapt obiectul cererii mele, este mult mai probabil să aibă tot un răspuns pozitiv decât unul negativ. Următorul principiu al manipulării este cum să-i faci pe ceilalți să te placă pentru ca să obții cât mai multe de la ei. El implică să ceri favoruri mărunte. Poate ai avut de-a lungul timpului, fie când era la școală, fie la liceu, fie la facultate, fie la locul de muncă, fie în diverse alte medii sociale, oameni care ai simțit că nu te plac, oameni despre care ai simțit că au ceva cu tine, cum se spune în mod popular. Ei bine, dacă te-ai întrebat vreodată cum pot să-i fac pe acești oameni să mă placă, care au ceva cu mine, deși eu habar n-am ce le-am făcut, cheia succesului ar fi, deși pare paradoxal, să le ceri să-ți facă favoruri mărunte. Cum ar fi? Să le ceri un pix, să le ceri o gumă, hei, nu te supăra, hai să-mi dai și mie puțin un pic, sau hai să-mi dai și mie o gumă de mestecat, sau poți să mi-aduci și mie, te rog, o cafea?
De ce funcționează asta? Poate că ți s-ar părea dubios să ceri favorul unor oameni despre care știi că nu te plac. Însă aici intervin mecanismele subconștiente după care funcționează creierul, care spun faptul că, evident, noi nu am face favorul oamenilor pe care noi placem. Dar în cazul ăsta, favorurile fiind foarte mici, e destul de greu să-l refuz pe un om. Adică dacă ești lângă mine și eu îți cer ție să-mi dai și mie un pix puțin sau să îmi dai și mie o gumă dacă te văd că ai pe birou, ai fi chiar nesimțit să refuzi o favoare atât de mică. Și atunci o faci. Ulterior, făcând mai multe favoruri de genul acesta în mod repetat, persoana respectivă automat își va schimba ușor-ușor percepția față de tine, pentru că, evident, dacă la nivel subconștient percepe că îți face favoruri, chiar și mărunte fiind, creierul lui va intra în disonanță cognitivă. Disonanța cognitivă este momentul în care creierul intră într-o contradicție. Îi fac favorul unui om, chiar și mărunte, repet, dar eu nu-l plac pe acel om și atunci trebuie să aleagă una din două. Fie nu-i mai fac niciun fel de favor, ceea ce, repet, e destul de greu când vorbim de favoruri minore, fie îmi schimb perspectiva despre acest om și încep să-l plac. De asemenea, trebuie să știi că dacă oamenii nu te plac, anumiți oameni nu te plac sau ai anumite lucruri cărora altora li se par insuportabile la tine, este pentru că și ei e foarte probabil să aibă aceleași obiceiuri. De exemplu, dacă nu-ți place un om care înjură sau care plescăie la masă sau care vorbește pe un ton mult prea ridicat, e destul de probabil ca și tu să faci asta fără să-ți dai seama. Pentru că ceea ce ne trezește sentimente de indignare, de frustrare exacerbată în ceilalți, este de cele mai multe ori un comportament pe care noi îl avem în magazin și nu îl recunoaștem pentru că el este inaccesibil conștientului nostru, însă se manifestă activat fiind de către subconștient. A cincea metodă de manipulare și probabil una dintre cele mai eficiente este falsa alegere. Practic, atunci când vrei ca cineva să facă ceva, în loc să îl întrebi dacă vrea sau nu să o facă, să îi induci ideea unei false alegeri în care tu ai de câștigat în ambele variante. De exemplu, dacă vrei să te întâlnești cu cineva mâine, să spunem, pentru ca să-i ceri un favor, în loc să-l întrebi, hei, pot să ne vedem mâine, întreabă-l, e mai ok pentru tine dacă ne vedem mâine la ora 6 sau la ora 8. În felul ăsta îi lași omului senzația că alege, dar practic îi dirigezi alegerea în funcție de ceea ce tu îți dorești. Un alt exemplu ar fi dacă ai nevoie de la cineva să te ajute cu ceva, de exemplu să vină un prieten pe la tine să te ajute cu un proiect, poți să-i spui, hei, e ok pentru tine dacă ne vedem weekendul ăsta să mă ajut cu proiectul sau o lăsăm pe săptămâna viitoare. În felul ăsta, practic, omul atunci când îți va spune, să spunem, o lăsăm pe săptămâna viitoare, el practic și-a luat deja angajamentul față de tine că va face acest lucru, doar că a amânat momentul, dar nu te-a refuzat. Principiul numărul 6 este tot legat de către dirijarea celorlalți, influențarea cu ajutorul limbajului, și anume atunci când vrei ca cineva să aibă mai multă încredere în tine, caută să îi formulezi orice cu un nu în față. De exemplu, dacă vrei ca cineva să fie de acord cu tine, poți să-i spui, nu trebuie să fii de acord cu mine sau nu trebuie să ai încredere în mine. De ce funcționează acest lucru? Pentru că al nostru creieraș nu percepe negația. Toate afirmațiile care ajung la el cu nu în față, aici în lobul frontal, prima oară sunt percepute ca fiind afirmative, pozitive. Abia apoi sunt trecute prin filtrele personale de decodificare și sunt analizate și percepute ca fiind pozitive sau negative. Însă în stadiul incipient creierul nu percepe negația. Astfel că dacă îi spui unui om, nu trebuie să fii de acord cu mine, nu trebuie să ai încredere în mine, este cel mai probabil ca al lui creieraș la nivel subconștient să perceapă exact afirmația brută. Trebuie să fii de acord cu mine, trebuie să ai încredere în mine. Principiul numărul 7 al manipulării, pe care l-am folosit și eu la începutul acestui clip și probabil că nu ți-ai dat seama, este spune-le oamenilor ce pierd, nu ce câștigă. Atunci când vrei ca ceilalți să-ți cumpere un produs, să te ajute cu ceva, să facă ceva pentru tine, să le oferi un serviciu, spune-le oamenilor ce pierd dacă nu fac ce vrei tu, nu le spune ce câștigă. De exemplu, dacă ai un grup de prieteni și vrei să îi iei să meargă cu tine la mare, nu le spune, hai să mergem, că o să fie vreme frumoasă și o să stăm la plajă și o să ne distrăm. Spune-le, hei, dacă nu mergem la mare acum, o să pierdem vara, o să pierdem ultimele zile de soare, o să pierdem ocazia de a ne distra foarte bine și cine știe când o să mai putem să facem vreodată chestia asta. De ce funcționează lucrul ăsta? Pentru că s-a descoperit că creierul nostru percepe mult mai brutal o pierdere decât un câștig. Dacă eu vreau să te fac pe tine, de exemplu, să te abonezi la acest vlog, e mult mai util decât să spun vei câștiga clipuri de calitate, vei câștiga informații interesante, vei câștiga strategii noi pe care le poți folosi cu ceilalți, vei câștiga principii noi de psihologie, vei avea acces la blum, e mult mai ușor să spun lucruri de genul vei pierde informații prețioase, vei pierde accesul la conținut de calitate, vei pierde accesul la diverse principii și trucuri psihologice, vei pierde ocazia ca să vezi materialele noi care mai apar. Asta funcționează pentru că
Dacă eu îți vorbesc ție despre ce vei pierde, în loc să-ți vorbesc despre ce vei câștiga, creierul tău se simte amenințat. Simte că pierderea ar fi extrem de neplăcută, ceea ce evident și este. Acest lucru a fost dovedit într-un experiment în care li s-a spus unor oameni: dacă ai merge la un concert și ai avea un bilet cumpărat și ai pierde biletul, iar când ai ajunge la intrare ar trebui să mai plătești $20. Ai plăti acești $20? Majoritatea oamenilor au spus că nu ar plăti din nou biletul de concert. Apoi au fost întrebați: dar dacă ai merge la un concert, nu ai avea biletul, dar ai avea în buzunar $40 și ai pierde $20, ai cumpăra biletul la concert de $20? Majoritatea oamenilor au răspuns că da, ar cumpăra biletul de $20. Observ că pierderea în ambele situații este aceeași, doar că în prima situație oamenii cumpărau un bilet de $20 pe care deja l-a chitaseră, iar în a doua situație pierdeau suma de $20. Doar că percepând că au pierdut deja banii dați pe un bilet, nu au mai fost atât de dispuși să cumpere din nou biletul, deși, repet, pierderea era în final exact aceeași. Acestea au fost cele 7 principii de manipulare. Așa cum ți-am spus la început, abonează-te acum la canalul de YouTube și apasă clopoțelul pentru ca să nu pierzi următoarele clipuri despre psihologie și dezvoltare personală. Eu sunt Dinu, îți mulțumesc pentru că ai urmărit până aici, lasă un like dacă ți-a plăcut și în final te mai provoc să faci un lucru. Scrie-mi în comentariu un exemplu cu un principiu de manipulare pe care l-ai folosit sau ai putea să-l folosești împreună cu un prieten de-al tău sau un grup de prieteni. Iar la final, după ce se vor aduna mai multe comentarii, eu aleg prin random.org un câștigător, împachetez cartea Principiile Persuasiunii de Robert Cialdini, îți cer adresa ta de acasă și ți-o trimit direct de pe elefant.ro. Îți mulțumesc pentru că ai urmărit, nu uita să te abonezi, ne vedem data viitoare! Bye!